Bună ziua, doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Legal 100%. Dacă ați aflat despre existența unui dosar penal în care aveți calitatea de suspect sau inculpat, înseamnă că sunteți cercetați pentru săvârșirea unei infracțiuni. Un dosar penal se formează fie ca urmare a înregistrării unei sesizări sau unei plângeri la poliție sau la parchet, fie ca urmare a sesizării din oficiu a organelor de urmărire penală. După momentul înregistrării plângerii sau sesizării din oficiu, dosarul primește număr de parchet, iar acest lucru marchează debutul fazei procesuale a urmăririi penale. Vreau să știu dacă tot ceea ce v-am prezentat pe început de ediție este într-adevăr adevărat și pentru a afla acest lucru îl voi întreba pe invitatul meu alături de noi, e domnul avocat Șerban Moga. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Am greșit cu ceva? Nu, ați fost foarte precisă. Îmi dau seama că aveți experiență pe domeniul ăsta. Am vrut încă de la bun început să le transmitem celor care ne urmăresc că astăzi ne interesează să aflăm mai multe aspecte despre situația în care ne trezim cu un dosar penal, sigur, nu ne trezim din senin, da? Ci în urma săvârșirii unei infracțiuni de regulă. Sau nu, ne veți spune dumneavoastră care sunt cazurile, dar e important să știm ce avem de făcut și cât de important e rolul avocatului aici, pentru că discutam chiar cu dumneavoastră puțin înainte să începem înregistrarea despre faptul că mulți dintre cei care se găsesc într-o astfel de situație au impresia că avocatul preia cam tot ceea ce trebuie să preia și lucrurile se rezolvă de la sine. Ori și dumneavoastră întâmpinați diverse etape, astfel încât vrem să le precizăm cât de clar putem astăzi. Și atunci, primele măsuri pe care trebuie să le luăm dacă suntem vizați de un dosar penal, să zicem așa. De multe ori, când e vorba de un dosar penal, mai ales când e vorba de un dosar penal important sau complex, omul e luat prin surprindere. Elementul surpriză e foarte important pentru parchet, pentru poliție, pentru organele judiciare. De principiu, noi avem o vorbă între avocați că primele 3 zile de anchetă sunt decisive sau sunt cele mai importante dintr-o anchetă. Pentru că atunci clientul tinde să cedeze în fața autorității, tinde să cedeze presiunilor, vede că se iau continuu măsuri împotriva lui și atunci are sentimentul că e copleșit sau că toate se revarsă împotriva lui. Deci, practic, atunci elementul acesta surpriză este extrem de important pentru organele de urmărire penale, tocmai pentru că e o zonă vulnerabilă a suspectului. Exact. Sunt dosare în care nu sunt probe sau sunt foarte puține probe și atunci se încearcă extragerea unei declarații. Odată ce ai declarat, acolo s-a închis. Primul lucru pe care trebuie să-l știe oricine e care are dreptul de a tăcea? Asta este, cred eu, un drept esențial pentru, de cunoscut pentru fiecare persoană care e vizată de un dosar penal. Scurtă paranteză aici. Ce am observat eu în rândul oamenilor de bună credință? Ei au impresia că trebuie să colaboreze cu organele de urmărire penală. Și atunci, dreptul acesta de a tăcea, nu vor să-l asocieze cu a fi poate impertinenți sau lipsa aceasta de colaborare care poate că i-ar situa într-o zonă deja mai neplăcută, ci încearcă să își creeze ei o imagine, exact cum spuneam, de bună credință și atunci aici se întâmplă de regulă, fără să ia legătura în prealabil cu un avocat, acele momente în care probabil se profită de declarațiile care se fac. Da, păi exact asta. Asta e sentimentul fiecărei persoane care e vizată în dosar penal. Dom'le, dacă colaborez, îmi va fi mai bine. Și asta se încearcă și a se induce. Dacă discuți cu noi, dacă ne spui de la început tot ce trebuie, va fi mai bine pentru tine. Sunt foarte multe dosare în care omul e luat prin surprindere, nu știe ce s-a mai întâmplat în dosarul respectiv și se pune problema de manieră. Toți ceilalți martori au declarat împotriva ta, tu ești singurul care declară, care nu declară sau care încearcă să ne împiedice să aflăm adevărul. Dar și e normal, singurul care e pedepsit. E normal. Sunt niște tehnici secrete și nu foarte legale din partea organelor? De principiu nu e normal și anumite chestiuni de genul ăsta, dacă ar putea să fie dovedită, ar putea inclusiv conduce la sancționarea sau chiar la întocmirea de dosar penal pe numele polițiștilor care procedează în felul ăsta, dar se întâmplă deosebit de frecvent. Și atunci omul ar trebui să știe că are dreptul să-și angajeze un avocat, că are dreptul să ceară, să-și contacteze avocatul, să-i se permită un răgaz de 2 ore în care să vină avocatul, că nici el nu e la parchet în permanență, trebuie să vină de acasă, de la instanță, din altă parte. Și inițial, eu sfătuiesc de fiecare dată clientul să nu declare nimic nici atunci când vin eu, pentru că declarația se pregătește odată ce am văzut dosarul penal, ce am văzut probele, se întâmplă să nu fii vinovat, dar din declarația pe care o dai sau din
circumstanțele, cauze respective, să devii o victimă colaterală. Dar dumneavoastră când ajungeți acolo puteți declara ceva sau aveți interesul să faceți asta? Eu personal nu am ce să declar și nici când clientul e nevinovat, nu îl sfătuiesc să declare. Tocmai din pricina asta, pentru că ar putea să-și facă rău cu chestiuni la care nici nu se așteaptă. Bun, pe de altă parte, ca să ținem puțin balanța și să nu mergem doar în zona de a apăra infractorul, potențialul sau presupusul infractor, probabil că și organele de urmărire penală au nevoie de anumite tehnici, de anumite tactici pentru a ajunge să demonstreze ceva. Pentru că odată ce clientul respectiv, acum mă refer la dumneavoastră, nu declară absolut nimic, iar dumneavoastră sunteți un avocat extrem de bun și creionați o apărare excelentă, organele de urmărire penale nu mai au nicio șansă, să zicem. Exact. Și tocmai de asta se folosește tehnica asta. Eu vă spun cum se întâmplă la aproape fiecare client care e vizat de un dosar penal important. În prima zi e chemat sau e luat cu duba, cu mascați, lucru care nu ți se întâmplă în fiecare zi, deja și asta e o presiune enormă, ți se pun cătușe, ajungi la parchet, ai posibilitatea să schemi avocatul, că ți se spune, domnule, ai posibilitatea să schemi avocatul, dacă e o infracțiune mai gravă, atunci se desemnează avocat din oficiu, că e obligatoriu. În cazul în care nu vrei tu să apelezi la avocatul tău, se face percheziție la tine acasă, deranj, scoase cărți, rupte, poate ruptă ușa, mai știu eu ce chestiune de genul ăsta. Bun, deci asta se poate face chiar dacă organele de urmărire penală nu au practic nicio dovadă concludentă sau concretă cu referire la vinovăția persoanei pe care o saltă cu duba și cu cătușele. Trebuie să existe indicii. Acum, indicii e foarte ușor să existe. Deci nu trebuie să existe ca să se facă percheziție sau ca să fie, inclusiv ca să fie reținut. Nu trebuie să existe probe certe. Trebuie să existe niște indicii care conduc la ideea că ai săvârșit o faptă prevăzută de legea penală. De foarte multe ori se ajunge la clasare după toate demersurile astea, după ani de zile, după ce ai ajuns în presă și ți s-a pătat reputația și toată lumea te știe într-un anumit fel, se ajunge să se claseze dosarul. Și presiunile astea de fiecare dată discut cu clientul, care vede că urmează și percheziția și zice, domnule, acum e cazul să declarăm ceva. Nu e cazul nici acum. Urmează să fie reținut clientul. În momentul în care îl reține pe client, că lucrurile astea se întâmplă de principiu cam în aceeași zi, clientul își pierde, sau majoritatea clienților își cam pierde o speranță. Se gândesc, domnule, a venit avocatul meu să nu zic nimic, eu nu colaborez și sunt reținut. Înseamnă că nu procedez așa cum trebuie. Și atunci tinde să cedeze presiunii. Dar dacă trece peste zilele astea, de principiu, după cele 24 de ore în care poate procurorul să te rețină, trebuie să ajungă cauza în fața unui judecător. Și numai un judecător va dispune dacă se impune arestarea preventivă pe o perioadă mai mare sau nu. Și judecătorul nu dispune o astfel de măsură dacă nu sunt probe absolut certe, în sensul că ar exista pericolul să se fi săvârșit o infracțiune. Dar trebuie să aibă clientul răbdare să se ajungă acolo și să nu dea declarații care să-l încurce, inclusiv în fața judecătorului. O singură întrebare legată de modul în care se petrece toată această reținere, să spunem. Ulterior clasării, dacă vorbim de o clasare, pot fi solicitate daune pentru prejudicierea imaginii? Că ne spuneați, îți este pătată imaginea, mai cu seamă dacă e o persoană publică în... Aici e o chestiune destul de delicată, pentru că la momentul la care apare un dosar important, primul lucru pe care îl face parchetul e că de la presă. L-am arestat pe X, pentru că avem suspiciunea că a făcut și adres. Undeva jos, în sfârșitul comunicatului de presă, zice X e prezumat a fi nevinovat. Nu citește nimeni ultima mențiune că e prezumat a fi nevinovat, citește doar ce a făcut și de acolo l-a catalogat ca atare. Se clasează dosarele, acțiune de principiu nu s-ar putea face împotriva organului de presă, pentru că ei au avut acces la o informație pe care au publicat-o, e o chestiune care se consideră că e de interes public și atunci aia rămâne acolo, dacă nu sunt informații absolut eronate. Dar și informațiile nici împotriva sunt... organului de urmărire penală. Și nici împotriva organului de urmărire penală. Cumva... Pot să recuperez, sunt eventual cheltuielile pe care le-am făcut cu avocatul și asta, din păcate, în procesele penale se recuperează doar într-un proces ulterior. În procesele civile se pot recupera în cadrul aceluiași proces. Și daune morale doar dacă am fost reținut sau arestat. Asta, indiferent dacă măsura a fost legală sau nu, cât timp s-a clasat dosarul, poți să ceri niște despăgubiri. Asta de anul ăsta s-a modificat dispoziția. Până acum se considera că numai dacă s-a dispus în mod ilegal, deci dacă nu au fost îndeplinite condițiile prevăzute de lege, o chestiune de procedură în care foarte greu să obțin daune morale. Dar acum, dacă am fost găsit nevinovat, pot automat, cât timp a fost reținut, să cer și daune. Am înțeles. Ne uităm de multe ori la filme americane, sigur, sistemul american nu se pliază pe sistemul nostru, dar acolo se vorbește foarte des despre cauțiune.
în momentul în care trecem de etapa aceasta, reținere, arestare, da. Dacă îmi plătește cineva cauțiunea, pot să ies. Cum se întâmplă la noi? Vorbim și în cazul dreptului nostru despre cauțiune, posibilitatea ieșirii pe cauțiune? Eu sunt avocat în Baroul Sibiu. În instanțele din județul Sibiu, Curtea de Apel Alba Iulia, eu cred că am văzut unul sau două dosare, nu la mine, la toți colegii, în toate dosarele pe care le-am văzut vreodată, în care să se dispună eliberarea pe cauțiune. Există, într-adevăr, o dispoziție legală care permite acest lucru. Doar că cauțiunea aceasta de regulă, sau de ce credeți că se întâmplă așa? Pentru că e stabilită o valoare foarte mare și nimeni nu e dispus să o plătească? Nu, de principiu cred că mulți ar plăti dacă valoarea dacă s-ar pune problema, pentru că valoarea ar fi echivalent eventual prejudiciului infracțiunii. A. Și atunci o plătesc și decât să fiu arestat și să rămân 6 luni în arest, mai bine rămâne blocată o sumă de bani. Doar că nu li se oferă posibilitatea? Sau? Doar că nu li se oferă posibilitatea de către judecători. Judecătorii sunt foarte reticenți în sensul ăsta și dispun fie control judiciar simplu, fie arestarea la domiciliu sau arest preventiv. Nu e o chestiune cu care să fie, nu știu, la care să... pe care se tinde să o dispună judecătorii. Bun. Clientul este măsăltat, este reținut, este arestat. Dumneavoastră îl puteți însoți, să presupunem că a beneficiat de dreptul acesta la tăcere. Cum îl ajută avocatul pe parcursul derulării și fazei de urmărire penală și ulterior procesului? Cum are acces la dosarul penal? Pentru că de multe ori s-a pus întrebarea aceasta, dacă clientul are efectiv acces la dosarul lui penal sau totul practic se întâmplă prin intermediul avocatului. Și clientul poate, inclusiv singur, să consulte dosarul. Dar sunt chestiuni de specialitate pe care sau, cum să zic eu, puncte pe care un avocat le vede imediat. Dacă e vorba de un dosar de, să zicem, 30-40 de volume, de zeci de mii de pagini, e foarte important să știi unde să te uiți. Eu cred că cea mai importantă treabă a unui avocat este să rezume dosarul și să-și dea seama unde e necesar să se uite. Acum, de principiu... rolul avocatului e diferit în funcție de etapa procesuală în care se află dosarul. Clientul, în momentul în care are de-a face cu un procuror, am observat că de foarte multe ori nu-și dă seama exact cu ce îl poate ajuta un avocat. Se gândește că avocatul este, cum să zic eu, un reprezentant al justiției, care e de partea lui, care discută eventual cauza lui cu procurorul și cam la asta se eventual face un pic de trafic de influență. Cam așa și imaginează majoritatea că ar merge treaba. Dar, în concret, lucrurile stau cu totul altfel. Primul lucru pe care îl face un avocat este să studieze dosarul și să-i prezinte clientului situația sinceră. Asta e cel mai important. Dom'le, ești confruntat cu un dosar penal, din probele care sunt în momentul ăsta la dosar, e cazul să recunoști sau e cazul să contești? Dumneavoastră realizați din prima vinovăția sau nevinovăția clientului din... În proporție de 90% da. Sunt situații în care lucrurile se mai schimbă pe parcursul dosarului, dar foarte rar. De principiu, eu nu sunt genul de avocat care îl întreabă pe client dacă e vinovat sau nu. Nu vreau să știu. Vreau să văd dosarul și vreau să-mi dau seama dacă din probele care se află pe dosar e o șansă să fie condamnat sau nu. Da, am mai auzit acest aspect că lucrați cu adevărul juridic, cu adevărul pământesc, să zicem. Exact. E o vorbă dacă în justiție e mai important să se facă dreptate sau să se respecte legea. Și trebuie să cădem de acord că e mai important să se respecte legea, legea fiind convenția prin care, pe care noi am socotit-o a fi dreptatea. Și atunci nu totdeauna concordă îndeplinirea scopului legii cu dreptatea în sine. Și atunci dumneavoastră considerați că aveți de făcut anumiți pași pe care îi puneți în vedere clientului dumneavoastră. Spuneați că nu îl întrebați cu privire la... Dar vă faceți o idee clar și veniți și îi vorbiți cu clientul. Că poate că și aici e un atu al unui avocat. Să explice cumva pas cu pas ce face sau unde poate ajuta. Sunt anumite etape procesuale în care discuția cu clientul e singurul lucru pe care poți să-l faci. De exemplu, în momentul în care ești arestat preventiv, se propune arestarea ta preventivă, tu până la momentul la care ajunge dosarul în fața judecătorului, nu ai acces la dosarul de urmărire penală. Așa cum am spus, dosarul poate să fie vast, poate să fie vorba de zeci de mii de pagini. A, și atunci discutați cu clientul și el atunci, vă pune în vedere situația din perspectiva lui. Exact. Știu ce întrebări să-i pun clientului și ce mă interesează să știu de la el ca să-i pot prezenta situația în fața judecătorului. Pentru că arestarea preventivă are niște condiții prevăzute în lege, anumite motive pentru care se poate dispune și atunci discut cu clientul efectiv pe acele motive. Într-adevăr, unul dintre motivele pentru care se poate dispune arestarea e acela că există probe cu privire la faptul că s-a săvârșit o infracțiune. Dar acest lucru e greu de discutat la momentul arestării cât timp nu știi dosarul. Nu vrei să spui prostie, nu vrei să contești o acuzație care e dovedită și pe care nu ți-ai dat seama încă că ar putea să fie probe care să fie incriminatoare. Și atunci se discută chestiuni generale
care să reiesc din discuția cu clientul. Dacă ajungeți la dosar, îl citiți, vă faceți o idee, o țineți pentru dumneavoastră, dar dacă ideea respectivă duce către vinovăția clientului, îi propuneți automat procedura cu acordul de recunoaștere a vinovăției? În cazul în care nu e nimic nici măcar procedural, care ar putea să fie invocat, atunci procedura de acord ar fi cea mai oportună. Legea prevede, ca și în alte justiții, ca în justiția americană, o procedură de justiție negociată, să zicem așa, în care, care se poate face numai prin avocat în primul rând, nu se poate face de către client personal, și în care în cadrul acestei proceduri există într-adevăr o negociere între avocat și procuror cu privire la pedeapsa care ar putea să fie aplicată pentru client în funcție de circumstanțele cauzei, de pedeapsa prevăzută de lege și de persoana clientului. Că dacă e vorba de un intelectual, o persoană care are loc de muncă, o persoană care e văzută bine în societate, alta va fi pedeapsa decât pentru o persoană care are antecedente penale sau a mai avut în trecut alte probleme cu legea. Sunt foarte curioasă cum se desfășoară efectiv o ședință de judecată și mai ales cum vă consultați cu clientul dumneavoastră în această perioadă. Adică aveți posibilitatea, e permis, nu? Să discutați chiar în timpul ședințelor de judecată. Da. Am avut chiar recent un dosar care s-a trimis spre rejudecare pentru faptul că nu s-a respectat dreptul la apărare. În cadrul dosarului respectiv am cerut să discut cu clientul. Clientul purta, să zicem așa, o discuție liberă cu judecătorul, în care judecătorul îi adresa o serie de întrebări. Clientul se simțea presat, nu știa ce să răspundă. Am cerut să mă consult cu clientul ca să-i spun ce ar fi cel mai bine să răspundă la întrebări, iar judecătorul îmi spune, domnule, v-ați consultat înainte de proces, a fost suficient, acum vreau eu să discut cu clientul ca să-mi dau seama de la el cum stă situația. Cauza a durat vreo 2 ani de zile și strict pe aspectul ăsta, strict pe faptul că n-am avut posibilitatea să mă consult cu el în timpul ședinței de judecată, dosarul s-a trimis spre rejudecare. S-a considerat că toată procedura a fost nulă, toți cei 30 de martori câți au fost audiați degeaba și au luat-o de la capăt. Bun, dar ce înseamnă efectiv că vă consultați? Dacă, de exemplu, cum spuneați, judecătorul dorește să discute cu clientul dumneavoastră și începe o discuție și dumneavoastră considerați, de exemplu, că a declarat ceva ce poate dumneavoastră ați fi formulat altfel sau ați sesizat ceva, puteți opri această discuție pentru a solicita o, nu știu, nouă abordare în discuția cu clientul? De fiecare dată pregătesc declarațiile dinainte. Și unde sunt întrebări pe care nu le-am pregătit, sfătuiesc clientul să nu răspundă de la început. Dacă văd că tinde clientul să nu mai asculte de mine sau să se simtă presat de către procuror, de către judecător în ședință, îl opresc. Și îi explic în momentul în care dă declarația faptul că nu e bine să declare sau că ar fi bine să se oprească sau pur și simplu pun în vedere judecătorului că apărarea dorește să oprească declarația la momentul respectiv. Și atunci noi putem să reluăm declarația la oricare alt moment după ce o mai pregătim încă o dată sau discutăm aspectele care au fost puse în discuție de judecător la ședința respectivă. Și această etapă nu ridică un semn de întrebare pentru acuzare? Pentru procuror vă referiți sau pentru judecător? În general, că am înțeles că în dosarele penale prea puține cauze sunt acelea în care vă confruntați cu un alt avocat care e avocatul acuzării. De regulă vorbim de procuror aici. Eu, să știți că nu pot să mă orientez în funcție de lucrurile astea, pentru că în momentul în care nu dai declarație, am putea spune că un judecător deja își pune întrebări. Dar un judecător competent sau care urmărește într-adevăr procedura și legea nu își va pune întrebări. Și va ști că sunt foarte multe situații în care ești acuzat pe nedrept, e vorba de o vendetă personală a cuiva, poate chiar a unui polițist sau unui procuror, dacă nu a unei alte persoane, și atunci urmărește efectiv proba care se obține. Că până la urmă beneficiați sau vă cunoașteți drepturile și vreți să vi le puneți în practică, adică inclusiv acest drept de a vă consulta cu clientul în timpul ședinței de absolut. Și sunt foarte multe persoane nevinovate care totuși aleg să nu dea declarație, tocmai pentru a nu apărea un rău de undeva de unde nici n-am putea să anticipăm. Suntem pe final de discuție, mai avem 2 minute și aș vrea să mai punctăm ceva. Spuneți-ne când se prescrie o faptă penală. Acum, de când s-a pronunțat Curtea Constituțională asupra termenului de întrerupere a prescripției, termenele au devenit foarte scurte. Au devenit cu aproape jumătate mai scurte decât erau înainte. Prin urmare, sunt pentru fiecare categorie de pedepse anumite termene. De principiu, infracțiunile care se pedepsesc mai ușor se prescriu undeva la 5 ani și cele care se pedepsesc cu pedepse ușor mai mari, 8. Dacă e vorba de omoruri sau situații foarte grave, nu se prescriu deloc. Sau dacă sunt infracțiuni care se pedepsesc cu mai mult de 10 ani, ar fi undeva la 10 ani. Asta înseamnă inclusiv dacă există un proces pe rol, se vor prescrie.
Da, a fost o întreagă discuție cu termenele de prescripție și cu modificările acelea, într-adevăr. În cât timp se șterge cazierul? Că aici, iarăși, vorbim de imaginea aceea creată, pata aceea pe cazier, și sigur că oamenii se întreabă cât o vor vedea acolo. Și asta depinde de pedeapsă. Dacă e vorba de o pedeapsă cu suspendare, se șterge în 3 ani de zile. Dacă e vorba de o pedeapsă mai mare, atunci termenele diferă, nu pot să vă spun, pentru că în funcție de pedeapsă se modifică și termenul. Dar de principiu, termene mai mari de 10 ani nu există după finalizarea dosarului penal. Deci, în principiu, cel mai mare termen ar fi acesta. Să ne orientăm că după 10 ani, de la momentul la care rămâne definitivă hotărârea, e exclus să mai rămânem cu cazier. Acum, sunt foarte multe pedepse în legislația nouă care nu mai presupun cazier. Că sunt soluții de amânare a aplicării pedepsei care nu se trece în cazier sau de renunțare la aplicarea pedepsei și care presupun o muncă, folosul comunității sau alte obligații civile de genul acesta și... Vă mulțumesc tare mult că ați fost astăzi alături de noi. Să știți că mai avem niște întrebări și vă invit cu drag într-o ediție viitoare. Mulțumesc! Vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ați fost alături de noi și ne-ați urmărit. Până data viitoare, să aveți parte numai de bine!